mult. Și să fac controle și în trafic. Poliția rutieră își mobilizează agenții în aceste zile pentru a evita accidentele cu victime și stăm de vorbă chiar acum cu domnul profesor doctor Tudor Ciuhodaru, medic primar, medicină de urgență. Bună ziua, domnule doctor, a tras un semnal de alarmă foarte important. Atenție, metodele de păcălit fiola dau greș. Mai bine nu vă urcați la volan atunci când beți. Cât de periculos poate fi un păhărel și cât de repede se duce el din sânge? Da, Bărzila, câteva pare, de la cual crească riscul de accident de aproape 10 ori și aș putea spune că unul dintre accidente letale este făcut pe fondul consumului de alcool. Și de aceea am spus, if you drink, don't drive. Dacă beți, nu vă urcați la volan, este mult mai sigur așa, mai ales că chiar și dacă ați băut puțin, vi se poate crea o problemă medico-legală. Și dar sunt pe internet multe vieți ar putea să fie salvate. Sunt tot felul de calcule pe internet în funcție de numărul de kilograme, sunt virale astfel de postări și calcule care spun cu câte ore înainte trebuie să bei astfel încât să nu te prindă poliția? Da, Bărzile, un lucru este clar. Metabolizarea care favorizează excreția, care aduce la, practic la eliminarea alcoolului din sânge, are o rată constantă. Indiferent ce am face, indiferent ce soluție minune am căutat, rata de metabolizare este tot de 50 grame pe oră, adică alcoolemia scade cam cu 10-25 de miligrame la 100 pe oră. Așa că la o alcoolemie de un gram la mie în termen de șofer, alcoolul dispare din organism în cel puțin 6-7 ore, așa că acele povești cu pasta de dinți, cu scorșițoarea pe cerul gurii, cu faptul că declarăm poliției că am ingerat alcool din bomboane sau acid acetic din salata de castraveți sau mai știu eu ce murături, nu țin nicio valoare din punct de vedere astea, practic, nu? Nu vă ajută cu nimic și evident că la recoltările de probe biologice și am fost de gardă în aceste zile la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, cel puțin câțiva șoferi, 2, 3, 4 au fost în fiecare zi pentru recoltarea de probe biologice. Așa că metodele acestea care teoretic păcălesc fiola nu au niciun fel de valoare, sunt simple mituri, iar dacă am ști că practica acea curba alcoolemiei este inițial pe partea ascendentă, 20-30 de minute, deja alcoolul este decelat în sânge și gândiți-vă că aici vorbim despre tipul de alcool, despre concentrație, de faptul dacă am mâncat sau nu am mâncat, dacă am luat sau nu am luat medicamente. În schimb, partea aceea de eliminare, metabolizarea hepatică este cea mai importantă și elimină cam 90% din alcool, iar restul de alcool se elimină prin piele, prin rinic, pe nivel pulmonar. Mulțumesc foarte constantă, mult! Nu prea avem cum să o influențăm, așa că sfatul meu este cel puțin în această perioadă sau nu doar în această perioadă, nu consumați alcool și dacă intenționați să conduceți, iar dacă mergeți cu mașina la petrecere în această perioadă, mai degrabă după luați un taxi sau găsiți mulțumim un șofer de serviciu. Mulțumim foarte mult pentru sfatul, domnule doctor. Ca toate capitalele europene foarte sau Kifugic, dacă ați băut, nu conduceți și transportul corect. Public să fie gratuit, în așa fel încât să existe și altfel de mulțumesc variante.